Ce-ai, mă, cum le trage omul, nu mai tapuri. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO, adică seria în care, chiar dacă scopul nu este să eliminăm codații pentru că este absolut imposibil, măcar să râdem de prostiile pe care le fac ei, și vă invit să lăsați un like și un comentariu jos acolo pentru algoritm mai friendos, având în vedere că e cea mai veche serie de pe canal. Și le vedem aici pe The Suspect în acțiune în fața rampei, a scos doi oameni, suntem acăsică. Cea mai acăsică la codați, pe Miraj, a intrat și în palat, a făcut și aici kill-ul. Ceva suspect până acum la domnul The Suspect. Ok, hai să vedem, dă să țopezi către conector, dar cred că și-a dat seama că e om spre rampa palat încolo, nu, el avansează pe mid, ia să vedem, mă, ce face The Suspect, mă, tata, mă. Să zicem bază. Ultimul om e în palat. Încearcă să-și ia bomba de acolo, cred, sau ceva de genul ăsta. Ei toți sunt în partea asta de hartă, n-au o treabă cu palatul. The Suspect se duce către B. Se țopă aici, a încercat o săritură. How? Ia. Și în continuare fac ai lui kill-ul. El s-a lăsat așa pe spate, nu știu cum să zic, cam dubios. În partea asta de rundă, sincer, a jucat-o dubios. Zici că... efectiv, n-a vrut să meargă pe aia. Așa îmi lasă impresia. Se ducea prea așa pe short. Ok, hai să vedem. Facem un kill. Aici n-avea de unde să vadă al doilea jucător. How, știi ce zic? How. Oh, aici știe și pe Mushi și-a luat-o. Mamă. Ok, avem... ah, 31 cu 4, nou panic. 31 cu 4 are să aspect. Acum am văzut scorul. Mamă. Nu că joacă bine el, mă. Ok, de Wall cred că ne-am cam convins și pe tras am văzut ceva acolo, dar vreau să vedem mai departe, ia să ne uităm aici la rampă, nimic. Ok, toți sunt pe mid și îl ia prin spatele lor, fiți atenți, se duce prin spate. Iar și pe l-așteptat, l-a auzit probabil când îi dădea el talpă prin T-base pe acolo și știa ce urma să se întâmple. Ok, ăștia au dat molly în rampă, tocmai ca el să nu mai pușeze, că probabil că așa a făcut mare parte din kill-uri. S-a băgat peste ei la rampă și știa de fiecare dată pe unde sunt și ce fac. Ia fiți atenți, mamă, se curbează glonțul, take it ușor, mamă, cum i-a tras lui ăsta aici și... mamă, și la al doilea. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Ținta era pe primul și a tras în ăla de sus când a ieșit, ați văzut? Mai... se joacă la nivel înalt aici de Suspect, fiți atenți. 33 cu 5, mamă, și deja s-a pus, am înțeles, a activat pilotul automat, că a zis că ce, domne, ce fac ăștia aici? Ce fac ăștia, mă așteaptă pe mine, pe mid, că știu ei că pușez eu rampa, că m-am băgat peste ei rundă de rundă, nu, mai pilot automat. Cum să mă, băi, cum să-l bată pe la VP-ul, pe top mid? Să-l aștepte, take it ușor. Și au rămas 3 versus 1. Acel 1 este în apartamente și încearcă și el să se ducă către bombă. Mamă. Îmi e milă de echipa City, sincer, că mă uit la tabelă și că mă uit la scorul de Suspect și la gameplay-ul lui. Pai de capul meu, n-aș vrea să fiu în locul lor. Deci n-aș vrea să fiu în locul lor. Avem 4 kill-uri iarăși frumos aici cu Deagle fără armură, nou panic, prima rundă de pistoale, 4 kill-uri. Ha, easy, lejer. Se bagă cu AK-ul, fiți atenți, ia să vedem tactica de pe Tero, asta e... mama, am înțeles, ieșim, ne uităm în față și se curbează glonțul, se duce în stânga. Let's go, așa, mai are un om în CT, în spawn acolo, ascuns. Mamă, ce ai, mă, cum le trage omul, numai tapuri, efectiv, și Ship fuge de el, fiți atenți, fuge de el, mă. E frică lui Ship, știe ce l-așteaptă, știe că vine The Suspect din spate și, au, mamă, ia, și rămâne aici cu magul, dar nu are șanse, mă, ăsta îi dă pre-fire direct, avem 5 kill-uri pe cap, 42 de bobițe, 14-3 scorul, 89 are la scor domnul The Suspect pe tabelă, 11 MVP-uri, nu, că se joacă bine, mă, se joacă la nivel înalt aici The Suspect, ce aveți? Deci a stat pe spate,
Efectiv, cred că tot începutul de meci. Mamă, și uitați-vă un pic. Uite, mamă, nu pot să cred cum iese pe ei. Sta pe spate și acum, după ce și-a luat-o pe top mid, l-a băgat pe ăsta rău. Știți ce zic? A venit ăla rău, deși a băgat coada. Asta zic. Și nu mai au nicio șansă, dar a făcut chestia asta, deși oricum el avea multe kill-uri, aveau o grămadă de runde câștigate, n-avea niciun sens să se activeze. 95 scor, fiți atenți, și acum face sutica. Face sutica pe scor, 45 de kill-uri, n-are cum să nu mai facă minim 2-3 kill-uri acum, sau se ferește de Overwatch, știe că la 100 intră la Overwatch, hai că știe dacă e. Fiți atenți, bate un junglă. Eu mai aici la triplă, dar Aimu nu știe pe, după cutie așa, era prea lungă cutia, trebuia să se dea de suspect într-o parte, știi ce zic, ca să funcționeze. 101 scor, 48 de kill-uri, un singur adversar rămas și i-a tras de sacurba glonță pe acolo prin grilaj, prin toate alea, ai de capul meu. Nu înțeleg care e rostul de a dat-o în halul ăsta de tare cu codul, deci nu înțeleg care a fost scopul lui, care a fost rostul să facă chestia asta, având în vedere că oricum o dădea cu codul, oricum avea scor mare, oricum câștiga meciul, nu era să se piardă, nu nimic, în fine, hai să-i dăm aici, îi băgăm cu 3, că îi fugea și, ați văzut, avea semicârcel pe ceafă, așa, îi pleca într-o parte și se curba glonțul și toate cele, fără griefing și corect verdictul, normal, mergem la următorul suspect. The suspect olărește tot pe Miraj. Da, ce cu strafe-uri? What is this? Mă, ce încearcă ăsta să facă? Stați un pic, are două pistoale, scor repede, 19 cu 10. Cum e clară treaba, că asta nu o face el din mână niciodată. Mamă. Și asta e gen anti-aimului sau ceva de genul ăsta. Sunt 3 jucători pe 3, o corectație atât, restul au ieșit. PCT 4 oameni, mamă, și mă cam ia amețeala, sincer să fiu, și fiți atenți ce încearcă să facă, what is this, mamă, și ăsta e tot cu pilotul automat, vă dați seama, activat acolo, mamă, deci efectiv stă, se uită la un perete și joacă jocul singur, bine, nici măcar jocul, Aimu, cred că e cel mai fericit din toată ecuația asta, deci de suspect nu joacă nimic. Jocul n-are cum să joace, dar Aimu joacă pentru The Suspect, joacă bine. Ok, cred că îi dăm un easy verdict, că n-am chef să cad pe aici de amețeală. Și vreau să vedem așa pe final un scor, 30 cu 14, bine, și ăștia pe la CT, și ăștia cu capul în jos, ia uite la acolo pe Bulldog, cu măturica în mână, face curat pe A-site, asta zic. Deci nu e doar pe partea lui The Suspect problema cu codurile, îi dăm rapid 3 bife, let's go! Pe o mapă exotică aici la Wingman, mamă, dar ce lag are de suspect, what is this? Sau nu, stai, nu e Wingman, ei sunt doi, că sunt doar ei doi rămași, restul sunt 4 la echipa adversă, au și ei unul deconectat, mamă, dar ce e aici? 13 cu 9 de suspect, vreau doar să văd un kill aici, mamă, dar ce album foto, nu FPS-uri, n-are FPS-uri de suspect, E cu albumul în mână, dă pagină cu pagină, așa, îl răsfoiește. Vai de cap, ce mare luptă aici, codat versus codat, în continuare. Deja am văzut 5 kill-uri acolo, 4 kill-uri, 5 n-avea acum, pentru că unul e deconectat, dar deja am văzut în dreapta acolo, ia uite, încă unul, mamă, ce frumos e, om, pe bridge aici, se joacă gaming. Ok, hai să dăm repede un verdict aici pentru The Suspect, care cred că avea dita mai fake ping-ul sau habar n-am ce avea în orice caz probleme grave cu netul, dacă nu avea nimic de la cod. Și bineînțeles că trebuia să ajungem și pe Dust. Ia să vedem The Suspect, primul pe hartă aici conectat, mamă, nu pot să cred. No, că e de la CSGO. 1. Deci și suspectul de mai devreme se mișca nasol de la setările din Counter. No, aici să vedem acțiunea. Asta zic, să înceapă meciul, avem o acțiune. Mamă, dar câtă acțiune pe The Suspect. Cred că a și respirat de două ori până acum. Asta zic, direct griefing, prima rundă ele a fecat și se mișcă. Vedeți, s-a mișcat și a cumpărat două pistoale și a plecat cu B-hop-ul ăla, power in you. Ia să vedem. Da, se duce către B și cred că e clară treaba cu The Suspect. Cred că deja am înțeles. 4 bobițe pe prima rundă și mai are un om pe lung la porți. Hai să vedem, avansează către el. Îl prindem.
vedeți mă că e hack versus hack aici. Nu e chiar așa. Take it ușor. L-a scos pe codat. Mama, a scos încă unul. Dar mai e un... Eu zic că și el are coduri. Adică să ieși așa pe mega tupeu, să-i tragi lui de suspect cu scout-ul. Pă bune acum. Cred că e direct match hack versus hack. Și 80% din playerii din match-ul ăsta au codul în bară. Fiți atenți, calte în bază ea. Stă și așteaptă acolo pe... Mamă, ce s-a întors. Mamă, triplu șurub cu dublu schemă. Take it ușor, că nu e chiar așa. Și vine pe manatii direct după cutie. Avem ace-ul direct. Mamă, mamă, și 9 kill-uri. Cumva am calculat bine. Care a făcut ace și la prima? A făcut ace și la prima? Ba nu mă, stai că s-au jucat 3. S-au jucat 3, dar mărțelor rândă. Stai că nu, nu mai îmi dădea mie cu virgulă. E ok, e ok. Ia uite-l pe suspect ce se țopăie. Și are un jucător aici la tunel, vrea să se ducă pe el și după aia o să-și continue el. Are obiectivul lui și continuă drumul, asta zic. Avem deja 4 bobițe. Ace după ace. Almost, almost. Și manatii, ce crezi? Ce crezi, manatii a scos runda, nu pot să cred. A stat acolo în fund, la perete și a scos runda. Manatii cred că joacă și el cu schema manevră, nu, nu cred că... Nu cred că e prea clean. Ai lui de suspect... Îl atacă, deci fiți atenți, ăsta după el l-a spamat cu Glock-ul, a rupt Glock-ul ăla în două, i-a dat overhit Glock-ul și a lăsat capul în pământ. Aha, am înțeles, da, da, e clar aici, e deja cu capul în pământ, toți colegii lui sunt pe el. O să privim mult și bine podeaua dacă rămânem pe demo, hai să dăm resume, văd că se pune pauză de fiecare dată. Nu, am dat play, cum am dat play la demo, lol? Ok, hai să băgăm aici verdictul, mă friend-o, și vreau să vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul OnFlash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de cod. Vă aștept și pe Insta, neapărat, mă friend-o, apreciez super mult dacă mă urmăriți și acolo, pentru că anunț live-urile și toate cele și... postăm chestii și cu Mobra și cu mine și fără mine și habar n-am. Și vă urez să nu dați decodați Summit Verdict, să scăpăm de suspectul ăsta, să plece banul. Hai că pleacă, dacă e că la cum știu eu că merge sistemul. Overall acesta a fost fix degeaba făcut, mă rog, verdictul a fost degeaba dat, că overall n-a fost făcut degeaba, că ne-am distrat. My friendos, o zică mai bună, eu am fost Flash. Pa, pa!